Vorbim deci despre geneza pieselor mele, piesele mele de teatru, despre teme și motivații, o aventură care a început acum peste 50 de ani. De fapt, aventura mea literară a început la ora la care eram încă copil, să zicem prin clasa 4-a, 5-a, când am început să mă apropii de poezie, când am descoperit cuvântul, de fapt, cuvintele care m-au marcat, care m-au purtat, care mi-au dat un fel de senzație de libertate, dar și de joc. Puteam să fac orice cu aceste cuvinte, să jonglez cu ele, să mă amuz, să creez lumi, să-mi uimesc copiii. Deci descoperirea cuvintelor a însemnat pentru mine un moment foarte important, practic identitar. Mi-am dat seama că toată viața mă voi juca într-un fel sau altul cu cuvintele. Și, de fapt, m-am jucat după aceea cu poezia, cu proza, cu teatru, de fapt, cu toate genurile literare. Cuvântul a fost pentru mine un fel de materie, un fel de cuvintele niște cărămizi, niște monade, ca să preiau de la Leibniz acest concept. Am construit cu aceste cuvinte în limba română, după aceea mai târziu și în limba franceză, lumii. Pentru că fiecare poem aproape pentru mine era o lume, o fereastră spre ceva, spre imaginar, o construcție. Treptat am descoperit, crescând, că de fapt literatura era și un spațiu de libertate, și un spațiu de rezistență culturală. Mai târziu am ajuns la București, student la Facultatea de Filozofie și am fost membru fondator al Cenaclului de Luni. Am intrat în acea logică prin care cuvântul, literatura însemna și opoziție și frânarea spălării pe creier și rezistență față de limba de lemn, dar și față de ideologia unică. Prin cuvânt și deci prin literatură, generația mea, dar și generațiile precedente au reușit să facă într-un fel critica sistemului, să spună nu, să reziste prin poezie, prin literatură, prin metaforă, prin alegorie, prin tot ceea ce instrumentele literaturii pot oferi. Deci, iată momentul, aș spune, contextul în care m-am apropiat de teatru, în primul rând ca gen literar. Deci, de genul dramatic m-am apropiat întâi și întâi, pentru că la Rădăuți, unde m-am născut în 1956, nu am văzut spectacole care să mă marcheze profund. Nu am văzut spectacole care să mă lase, aș spune, cu gura căscată, să-mi spun, iată ce înseamnă teatru. Ceea ce m-a uimit, în primul rând, a fost cartea. Descoperind teatrul scris, m-am apropiat de acest gen. Citind întâi și întâi Caragiale. Îl evoc pe Caragiale pentru că este, într-un fel, maestrul meu și primul autor de care m-am îndrăgostit în mod visceral. Tot așa, trebuie să ajung la vârsta de 11-12 ani când citeam Domnul Goie, când citeam, de fapt, nu piesele lui Caragiale, ci când citeam momentele și schițele. Și mai ales când am intrat în zona dialogului. La Caragiale, în aceste momente, în aceste texte, momente și schițe, totul este un ping-pong. Acolo dialogul funcționează, dialogul creionează caracterele, creează personajele. După un schimb rapid ne dăm seama ce vrea personajul, ce caracter are, care sunt defectele, care sunt calitățile, care este situația dramatică. Deci a fost o școală extraordinară pentru mine, Caragiale. Am început să scriu teatru prin liceu, pentru că mă interesa, din nou, repet, genul literar ca atare, dar am început, de fapt, în facultate. Am scris prima piesă care a fost și interzisă. De fapt, eram în anul 2 de facultate, era un fel de serbare la universitate și un grup de studenți, făceam și o parte din acest grup, un cenaclu, de fapt, la Facultatea de Filozofie, ne-am zis, hai să creăm un spectacol. Și am zis, scriu eu piesa. Și m-am repezit și am scris o piesă despre secolul al XX-lea, pus în boxa judecătorilor, un fel de judecare a secolului al XX-lea. Am început repetițiile,
Și la un moment dat am fost chemat de un tovarăș la secția de partid care îmi citise piesa, textul și brusc a început să-mi spună: Tovarășul Vișne, văd că criticați foarte tare secolul al XX-lea. Păi zic, da, a fost un secol plin de, nu, război, fascism, crime, asasinate, dezastre. Da, zice, da, partea bună, comunismul care s-a instaurat pe o bună parte a planetei, nu o vedeți? Ei bine, nu o văzusem partea asta bună, așa că acea piesă nu s-a mai jucat. Am continuat însă să scriu cu tenacitate teatru în paralel cu poezia și tot la Cenaclul de Luni am început să-mi citesc primele texte de teatru, bineînțeles că la București deja eram la teatru în fiecare seară, chiar din Rădăuți, încă pe vremea liceului, fugeam la București în vacanțe să văd teatru și am început să scriu teatru cu o poftă enormă. Această modalitate de punere în pagină a unei povești îmi plăcea foarte mult, pe bază de dialog, de personaje, de construcție, de elipse. Aș trece însă la un prim exemplu de motivație, pentru că am scris piese pe subiecte care mă preocupau pe mine de ordin filozofic, moral. Am scris piese care mă hrăneau de mulți ani cu interogații și într-o bună zi mi-am spus: îmi răspund acestor întrebări prin această piesă. Mi s-a întâmplat însă să scriu și la comandă, incitat de regizor sau de actor, și datorită unor situații din viața obișnuită, aș spune, datorită unor fapte diverse sau datorită unor imagini care mi-au apărut brusc în față și care conținau o situație dramatică sau datorită unor știri în presă, o depeșă în care citeam ceva și mă marca. Deci motivația pentru scrierea unei piese, motivațiile sunt, aș spune, de o mare diversitate. În 1994 am scris o piesă care se numește Buzunarul cu pâine și vreau să povestesc această geneză, pentru că este interesant cum se poate naște o piesă din nimic, de fapt, dintr-o întâlnire. Sigur că trebuie să fii întâi de toate scriitor ca să se nască apoi o piesă din nimic, dintr-o întâlnire cu ceva, cu o situație insolită. Eram deci în 1994 profesor navetist, mergeam cu bicicleta de la gară la școală. Întâi mergeam cu un autobuz, după aceea cu metrou, după aceea cu trenul până la stația Dorobanțu Plătărești, pe calea ferată spre Oltenița și când ajungeam acolo la stația Plătărești, mai aveam 4 km cu bicicleta până la în satul Dorobanțu și era un câmp așa vast pe care îl traversam, iarna era teribil și în fiecare zi treceam pe lângă o fântână părăsită. Deci s-a întâmplat un an, în 1980 am terminat facultatea, 2, 3, de 4 ani treceam de 3, 4, 5 ori pe săptămână pe lângă fântâna aceea părăsită și la un moment dat am auzit într-o bună zi, într-o toamnă, lătrând un câine din fântână. E bine, m-am oprit, am coborât de pe bicicletă, eram și grăbit, bineînțeles, m-am uitat și într-adevăr în fântână, care nu era foarte adâncă, secată, bineînțeles, vreo 3-4 metri, totuși, un câine alb, mic, dar nici nu foarte mic, lătra acolo și cerea ajutorul. Ei, acel moment în 1994 a fost extraordinar, pentru că mi-am zis brusc, bine, câinele îl vom salva, dar situația ca atare, câinele ăla sunt eu, mă vedeam eu pe mine în România acelor ani teribili, dorind să scap de condiția mea de navetist, în care Ceaușescu devenise cu totul și totul nebun, cu o penurie extraordinară, un popor umilit, m-am văzut pe mine în postura câinelui. Dar mi-a zis, câinele ăsta este România, de fapt. Noi toți suntem într-o fântână și lătrăm, cerem ajutorul și nimeni nu trece să ne scoată. Bine, aceasta a fost revelația. După aceea am ajuns la școală, am reușit să scoatem câinele. Nu, asta este povestea. Când m-am întors acasă, la București, într-o mansardă unde locuiam, am început să scriu seara. Și piesa se scria singură. Am imaginat două personaje, oarecum bechetiene, bărbatul cu pălărie, bărbatul cu baston, care
stau în jurul fântânii și se uită la câine și încep să vocifereze și să spună: uite ce nebunie lumea de astăzi, plină de nebuni, oameni care aruncă câini vii în fântână, unde am ajuns? Și celălalt spune: ăștia sunt copii, nici nu-ți dai seama cât de cruzi pot fi copiii. Și mai discute și la un dat le vine și ideea: hai să facem ceva. Ei, aici se încurcă lucrurile, pentru că personajele încep să-și spună: da, dar ce să facem? Fântâna e adâncă, scară n-avem, funie n-avem. Ei nu, poate că totuși dacă am aduce o funie, coborâm și o scoatem. Cobor dumneata și dacă e turbat. Bun, dacă e turbat, dar ce facem? Nu-l luăm, nu-l lăsăm acolo. Da, dar dacă nu vrea să iasă, dacă s-a născut acolo, avansează discuția spre absurd de fapt, până când la un dat există o soluție, unul din ei, din personaje, spune: totuși putem face ceva, uite, eu am niște pâine, îi aruncăm niște pâine, îl hrănim. Foarte bine, îl hrănesc cei doi puțin, după aceea ascultă dacă latră, dacă nu latră. Când nu latră, se neliniștesc și spun: hai să aruncăm o piatră să vedem dacă e viu. Păi dacă îi cade în ochi piatra, da, e spre binele lui totuși, ca să știm dacă e viu. Deci absurdul continuă, îi mai dau niște pâine, se ceartă între ei, se acuză reciproc fiecare că de fapt ar fi câinele celuilalt. Și de ce vii dumneata? Păi eu vin de 3 zile. E bine, eu vin de 5 zile. Și nimeni nu reușește dintre ei să găsească o soluție pentru salvarea câinelui, dar de ce să doarmă acolo lângă fântână, din solidaritate față de câine? Și în timp ce îmi scriam piesa, repet, textul se scria singur pentru că situația dramatică era atât de puternică încât aveam impresia că eu merg în urma textului, că de fapt nu fac decât să-l dirijez puțin, dar el avea direcția lui energetică. Și în timp ce mă apropiam de sfârșit, știam, simțeam că aici e sfârșitul, dar mă întrebam: oare cum voi sfârși, ce voi pune ca etaj metafizic în acest final de piesă? Și în timp ce mă întrebam eu însumi ca scriitor cum voi termina această piesă, îmi cade și fisa, sau mai bine zis, îmi vine și ideea, pentru că scena finală este cu cei doi care dorm lângă fântână și peste ei încep să cadă bucăți de pâine. Cineva le aruncă și lor bucăți de pâine și ei se întreabă: ce e asta? De unde? Păi da, cineva ne aruncă niște pâine. Este tipul de text care se naște, aș spune, singur, după ce, repet, ești totuși scriitor, în sensul că ai o experiență și în materie de teatru, și în materie de situație dramatică, cum să o pui în pagină, cum să structurezi, cum să rotești la un moment dat textul, să se întâmple ceva pe la jumătate, să există o relansare a textului. Deci sunt niște tehnici care le știi, dar situația ca atare uneori nu o poți imagina. O vezi în viața reală și după aceea îți dai seama: aici se ascunde o piesă, în acest fapt divers sau în această imagine. Deci este o piesă care, bineînțeles, n-am reușit să o public, nici n-a fost jucată atunci, însă am debutat cu ea în Franța. A fost jucată în 1992 la Festivalul de la Avignon și a fost și prima piesă care mi-a fost jucată la Paris, la Teatrul Guichet Montparnasse. A mai fost jucată în multe alte țări, în România imediat după căderea comunismului, iar o companie, o trupă de la București, Teatrul Profesioniștilor Independenți, o joacă de 10 ani, este Alexandru Nag și Ștefan Pavel în rolurile respective, în regia lui Alex Bogdan. Chiar mă bucură faptul că are această longevitate, o piesă pe care am scris-o în urmă cu 40 de ani, de fapt. Interesant, deci, de văzut că motivațiile pot fi atât de diverse. Brusc ai o revelație, dar am scris și piese care m-au chinuit, în sensul nu atât că m-au chinuit, m-au urmărit, m-au hăituit, m-au obsedat. De fapt, niște subiecte, niște teme. Și din această categorie face o parte, o piesă de-a mea, una dintre cele mai bune, cred, se numește Angajare de Clov, care a fost montată acum câțiva ani și la Teatrul Național din București, de Ion Caramitru, cu 3 muzicieni absolut extraordinari, cu intervenția unor artiști de circ, cu un foarte frumos spectacol. E bine, această piesă, Angajare de Clov, tot așa, am scris-o în România, înainte de a pleca. Eu am plecat în 87 în Franța,
Deci am scris-o prin 85-86. Eram obsedat de Clov. Eram obsedat de Clov din copilărie. De ce? Când eram eu copil la Rădăuți, începând de la vârsta de 5, 6, 7 ani, era un eveniment care mă marca extraordinar în oraș. Venirea circului. Când venea circul în orașul Rădăuți, se schimba totul. Aproape că se schimba orașul, în sensul că în oraș aveam o infuzie de culoare, de muzică, un fel de niște nebuni se instalau practic în oraș și ne făceau să visăm. Intra în oraș un fel de poezie provocatoare, veneau animalele, se instala cortul, noi copii alergam să vedem cum este deja ridicat cortul, ne uitam înnebuniți la trapeziști, la jongleri și așa mai departe, la dresori, dar cel mai mult îmi plăceau clovnii. Clovnii care, de fapt, își ratau numerele. După fiecare număr executat la circ de un mare artist, venea și clovnul care îl imita pe artist, își rata numărul și toată lumea râdea. Acei clovni triști și veseli în același timp m-au marcat și ani de zile m-am gândit la ei. La un moment dat, tot la Rădăuți, eram elev de liceu, am văzut filmul lui Fellini, Clovnii, care este un film fabulos în care Fellini, e un film mai mult documentar, dar și de ficțiune, Fellini pleacă împreună cu o echipă de filmare în căutarea unor clovi bătrâni, să vadă ce s-a întâmplat cu ei. Clovi care, în cursul vieții, au avut momente de glorie, au jucat în teatre importante sau în circuri importante și Fellini voia să vadă ce au ajuns acești clovi. Filmul acela m-a impresionat și el. Și prin 1985-86, deci, eram foarte deprimat în România. Simțeam că nu se întâmplă nimic la orizont. Și am avut brusc dorința de a scrie o piesă realistă despre artistul marginalizat. Și mi-a venit în minte această iubirea mea pentru clov, mi-am zis trebuie să o exprim într-un fel. Și am scris o piesă despre acești trei clovi bătrâni care caută de lucru. Ei ajung, de fapt, într-un fel de teatru, într-o sală unde așteaptă să intre la o audiție, pentru că există acolo un anunț, căutăm clov bătrân. Deci această piesă a avut un fel de lungă gestație și am scris-o numai după ce am avut această revelație. Ce reprezintă artistul în societate? Pornind de la clovnii mei din orașul Rădăuți și după aceea tot parcursul pe care l-am avut, observând ce fac artiștii de circ, ce fac actorii, ce fac artiștii în general, ce fac scriitorii, ce fac poeții, adică am găsit o definiție a artistului. Mi-am spus, artistul este perturbator profesionist de normalitate, de banalitate, de dogme, de idei preconcepute, de paralizie mentală, de lene. Artistul trebuie să perturbe. Cum o fac clovnii când intră într-un oraș amorțit, unde nu se întâmplă nimic și brusc vine circul? Dacă artistul nu-și duce la bun sfârșit această misiune de a perturba, înseamnă că rămâne într-o zonă minoră a meșteșugului său. Nici nu pot să spun a artei sale, pentru că arta trebuie să perturbe, trebuie să te transforme. Trebuie să te oblige să gândești, să te frămânți, să gândești altfel după ce ai văzut un film sau după ce ai văzut o piesă de teatru sau după ce ai citit o carte. Și din acest motiv, deci, am scris această piesă, Angajare de Clov, pentru ca și cum aș fi vrut să îi imaginez pe toți acești artiști care se dăruiesc, care perturbă, care știu care este misiunea lor și perturbă. Și ne perturbă în sensul cel bun. Deci, Angajare de Clown este una dintre piesele mele, efectiv, foarte jucată, mai peste tot, cred că am văzut-o eu singur în câteva, știu eu, în vreo 10 țări, am văzut-o la Teatrul Național din Istanbul, la Teatrul Național din Sofia, anul trecut din nou s-a jucat la Festivalul de la Avignon, se joacă la Teatrul Național din Cluj, deci e o piesă care m-a urmărit și are viața ei, aș spune, autonomă. Ceea ce, bineînțeles, că îmi face mare plăcere când o piesă
se instalează în timp. Știu că am scris-o în urmă cu 40 de ani și ea a traversat frontierele dintre limbi, frontierele dintre culturi, frontierele dintre generații și e redescoperită de oameni tineri. Am fost foarte încântat să văd cum deseori piesa asta a fost montată de trupe tinere, pentru că actorii spuneau: "A, păi și noi suntem în aceeași ecuație de competiție. Nu suntem bătrâni, dar noi suntem tineri și tot trebuie să ne batem pentru un post." De altfel, când am ajuns în Franța, am avut o surpriză, pentru că regizorii vedeau în piesa mea nu atât marginalizarea artistului într-o societate care nu mai are nevoie de el, cât o critică a competiției exacerbate. Ori în România eu nu vedeam mare competiție exacerbată, dar în Occident, într-adevăr, competiția este, poate să devină la un moment dat delirantă. Trec la o altă piesă de-a mea, deci mi-am propus să analizez 10 piese și să vă povestesc, de fapt, și să-mi povestesc cum s-au născut ele. O piesă scurtă care se numește Ultimul Godot, pe care am scris-o tot în România. Sunt piese, deci, scrise în perioada în care mă luptam cu cenzura, le fotocopiam pe toate, le trimiteam pe unde puteam, la regizor, la secretar literar, încercam să le public în reviste, măcar parțial. Deci, mă luptam pentru teatrul meu, deși cred că eram pe o listă neagră, pentru că, oricum, n-am reușit să-mi văd nicio piesă montată de un teatru profesionist până la plecarea mea în Franța în 1987. Dar este o altă situație interesantă pentru această piesă, Ultimul Godot, cum s-a născut ea. Dintr-o întâlnire cu Dan Hăulică, critic de artă, era un om extraordinar de respectat, revista pe care o conducea secolul 20, era un reper cultural, acolo citisem în secolul 20, încă elev fiind de liceu, piesa Așteptându-l pe Godot a lui Beckett, care a fost un șoc pentru mine și pentru multă lume. A reușit să o publice atunci Dan Hăulică, spre marea bucurie a multor oameni. Deci îl cunoșteam pe Dan Hăulică la București și la începutul anului 1987, la un moment dat eram la Uniunea Scriitorilor, frecventam restaurantul Uniunii Scriitorilor, el știa că eu scriu diverse lucruri. Mi-a spus: Matei, voi face un număr dedicat lui Beckett din secolul 20. Nu vrei să scrii un articol despre Beckett? Și brusc în acest moment, în momentul în care el, Dan Hăulică, mă întreba dacă nu vreau să scriu un articol despre Beckett, i-am spus: scriu o piesă scurtă despre Beckett, vreți? Și el mi-a spus da. Pentru că brusc mi-am dat seama ce ar fi să-l pun pe Beckett în raport cu Godot. În piesa sa celebră, Așteptându-l pe Godot, Godot nu vine niciodată, dar ce-ar fi să imaginez o situație în care Beckett stă de vorbă cu Godot? Într-un mod eseistic, ce și-ar putea spune ei? Și imediat am scris-o tot așa, dintr-o suflare, am imaginat ultimul teatru posibil care se închidea și el într-o societate paralizată, unde cultura nu mai are niciun sens, unde arta nu mai este dorită, ultimul teatru se închide, este dat afară ultimul spectator, care este chiar Beckett, și lângă el vine pe stradă, se așează și alături de Beckett pe caldărâm, pe trotuar, un individ mai bizar care spune: eu sunt Godot. Aoleu, spune Beckett, ești sigur că în piesă nu exist? El zice: eu sunt, eu exist, dar n-am avut dreptul să spun nici măcar un cuvânt. Cum e posibil să existe un astfel de personaj, să nu pot spune o vorbă? A, zice Beckett, păi, hai că acum, dacă tot s-a închis, totul se rezolvă. Uite textul. Unde vrei să te introduc? Poți să spui. Spune ce vrei să spui. Vreau să spun nu. Undeva. Foarte bine. Acum, oricum, teatrul s-a închis și Beckett începe să caute loc în care să introducă o replică pentru Godot, care însă are multe reproșuri să-i facă lui Beckett. Îi spune: ăsta e personaj? Ce sunt eu? Deja că exist, dar nu exist. Nu apar niciodată. Uită-te și tu uită-te la Cehov, toate personajele apar. Uită-te la Shakespeare, sunt scritori mai mari decât tine și toate personajele apar. Și eu. Ei, e un joc literar, o piesă scurtă, ea a fost publicată după aceea în secolul 20. Am scris-o cu mare plăcere, ca un fel de
joc cultural, ca un fel de eseu, ca un fel de omagiu adus unui mare scriitor, lui Beckett, unei piese care a fost fondatoare pentru mine, care m-a marcat. Deci se pot naște și texte teatrale, texte dramatice din astfel de întâlniri și incitări. Mai târziu am văzut piesa asta jucată mai multe locuri extraordinare, printre altele tot la festivalul de la Avignon prin 1996, chiar în stradă. Erau doi actori de la Lyon care jucau piesa efectiv pe o străduță mică, blocau intrarea în dreapta și în stânga și oamenii vedeau, stăteau pe lăzi, pe taburete improvizate, în picioare, nu erau niciodată mai mult de 20, 25, 30 și acolo se juca piesa și la un moment dat s-a întâmplat în timpul unei reprezentații ceva absolut fabulos. A trecut un tip, un hoț, urmărit de un polițist. Și tipul care fugea a ajuns, a venit, a văzut că era un spectacol acolo, a zis pardon, a sărit peste un scaun și a continuat să fugă. Și polițistul, oarecum ca în Charlie Chaplin, după individ. Și au plecat, toată lumea a crezut că era din piesă, că era o secțiune din piesa respectivă. Deci acesta este ultimul Godot. Trec la un alt text care este foarte important pentru mine și care tot așa reprezintă un alt mecanism de geneză. Piesa care se numește Despre sexul femeii câmp de luptă în războiul din Bosnia. Eu m-am pensionat de aproape un an de zile, dar timp de 33 de ani am fost jurnalist, un an la BBC, la secția română, și 32 de ani la Radio France International, unde timp de 32 de ani, bineînțeles, că am scris despre actualitatea imediată, actualitatea politică internațională. Între 1992 și 1996 am scris zeci, sute de articole despre războiul din Bosnia. Erau anii acestui război teribil, în Balcan, dar și la 2 ore de avion de Paris, de Berlin. Și acum avem un război tot așa la 2 ore și jumătate, 2, 3 ore de Paris și de Berlin. Dar în acel moment, războiul din Bosnia, care nu avea loc la frontiera cu România, avea toate ingredientele unui posibil nou război mondial, cum și acum, de altfel. E o tragedie faptul că oamenii nu învață din erorile trecutului și că se repetă aceste drame. Dar revin la războiul din Bosnia. Eram încărcat de ceea ce se întâmpla acolo și la un moment dat mă simțeam chiar ca jurnalist puțin, aș spune, rușinat, ca și cum eu, de pe fotoliul meu de la Radio France International, uitându-mă pe ecranele computerelor, culegeam informații, scriam articole, dar concret nu făceam nimic acolo. Nici măcar nu puteam salva un om, să deviez un singur glonte. Oamenii mureau, la Sarajevo era un adevărat asediu, cădeau bombe și mureau oameni la piață. Mă întrebam chiar care este misiunea jurnalistului. Doar să privească și să analizeze cum poate el să influențeze deciziile, ce poate face jurnalistul de fapt împotriva barbariei. A fost un moment foarte, foarte important pentru mine și noroc că scriitorul din mine m-a ajutat să-l depășesc. Am scris în această piesă însă și într-un moment în care au apărut știri surprinzătoare despre femeile violate în Bosnia. Pentru că știrile despre obuzele care cădeau la Sarajevo, despre oameni executați, uciși, despre Srebrenica, despre mizeriile cotidiene, știrile erau numeroase. Erau numeroase știrile despre masacrarea unor civili. Deci, dar în momentul în care a venit această știre despre femei violate, multe, în masă aproape, pentru că devenise o armă, violul, o strategie militară pentru destabilizarea adversarului, când nu poate fi ucis adversarul, îi prindem femeile, adică fiicele, mamele, soțiile și îi le violăm.
Nu e pentru prima oară că se întâmplă în istorie această strategie militară, între ghilimele, dar pe mine m-a uluit știrile despre primele femei, despre primele știri despre femeile violate în Bosnia m-au uluit. Și s-a întâmplat tot așa, într-un context de discuție. Discutam împreună cu o actriță care era instalată la Paris și care încă era la Paris, Liana Fulga, de origine română, și cu un prieten al nostru care era directorul unui teatru, studio de Champs-Élysées, îl cheamă Michel Făgădău. El semna Michel Făgădău. Eram la o discuție. Și la un moment dat, Michel îmi spune: uite, eu vreau să montez o piesă cu Liana, nu ai vreo idee, n-ai ceva cu un personaj feminin interesant? Și atunci mi-a venit în minte depeșa pe care o citisem cu câteva zile înainte și am spus lui Michel Făgădău: vreau să scriu o piesă despre femeile violate în Bosnia. Nu aveam scris niciun rând. Dar această întâlnire, un director de teatru care era acolo, o actriță care știam ce poate da, această depeșă care mă rodea, cei 4 ani de informare pe care îi aveam în spatele meu și vinovăția că nu puteam face nimic ca să opresc măcar un glonte, a dat brusc această dorință de a scrie această piesă. Și am scris-o într-o lună și jumătate, aveam materia necesară, am mai căutat mărturii și am scris-o din punctul de vedere al femeilor. Am imaginat, bineînțeles, o situație cu o femeie violată din Bosnia și cu o americancă, deci o altă femeie care vine din motive umanitare cu o echipă de occidentali, care de fapt e psiholog într-o echipă de identificare a gropilor comune. Aceste două femei se vor întâlni într-un centru, într-o clinică în Germania, pentru că femeia violată este total, nu, marcată, este într-o stare de prostrație, este într-o stare de confuzie mentală și între ele începe dialogul. Această piesă s-a născut, aș spune, din experiența mea de jurnalist, dar și din dorința de a da scriitorului din mine un fel de oxigen, pentru că jurnalistul era pesimist, jurnalistul se simțea umilit, neputincios, aproape inutil. Și atunci jurnalistul din mine i-a spus scriitorului: încearcă tu cu acest subiect să faci mai mult decât pot eu, eventual să sensibilizezi publicul față de această enormă dramă. Și atunci, să zicem, scriitorul din mine a preluat subiectul, am scris această piesă care, într-adevăr, a emoționat, aș spune, mii de spectatori și mulți actori și mulți regizori, și care în continuare este jucată și care povestește ceva despre război, despre delirul naționalist, despre primele victime ale războiului, care sunt adevărul, și după aceea civilii, femeile, copiii, primele victime ale războiului. Deci, iată o altă geneză, e o piesă care, repet, din 1996 se joacă foarte des. În acest moment e în pregătire un spectacol la Chicago, de pildă. În alt context, bineînțeles, unde probabil că în acele momente am vrut să scriu și am fost capabil să scriu această piesă din punctul de vedere al femeilor și din alt motiv. Tocmai deveneam pentru prima oară tată. Soția mea era însărcinată și am crezut că pentru prima oară înțeleg ceva mai multe despre femei și femeie decât până atunci. În viața unui artist, hazardul are un rol extraordinar. Hazardul, întâmplarea, uneori, sigur, întâmplarea poate fi și provocată. În viața mea de dramaturg, repet, eu nu am fost niciodată nici actor, nici regizor, deci sunt scriitor. Am scris, am călătorit prin toate genurile literare, cu predilecție prin teatru. Hazardul mi-a oferit deseori ocazii fabuloase să scriu piese. Sigur că și l-am provocat, dar rămâne această uluitoare imposibilitate de a defini hazardul. Ce este el? E o stea bună, este rodul unor eforturi pe care le faci ca să ieși, să întâlnești oameni, să propui, să te informezi, să fii gata în orice moment, să răspunzi unor experiențe. De pildă,
o piesă de-a mea dedicată lui Cioran. E o altă poveste foarte frumoasă. Niciodată nu mă gândisem să scriu o piesă despre Cioran. L-am cunoscut foarte puțin la Paris, îi citise, bineînțeles, opera. Când am ajuns la Paris, am citit imediat ce nu putusem citi în România, dar să-l preiau pe Cioran ca personaj, nu mă gândisem niciodată, până într-o zi, când s-a întâmplat să citesc niște amintiri, niște mărturii ale lui Liceanu despre Cioran, după moartea sa, după moartea lui Cioran. Liceanu a scris undeva un lucru foarte frumos despre Cioran, cum a început, de fapt, boala lui. El a murit de Alzheimer și undeva Liceanu spune că totul a început într-o zi când Emil Cioran, coborând de la editura Gallimard, unde fusese invitat, în sfârșit, a ajuns în stradă și acolo și-a dat seama că nu mai știe care e drumul spre casă. Uitase drumul spre casă. Citind aceste rânduri ale lui Liceanu, m-a marcat imaginea. Un mare filozof, spre sfârșitul vieții sale, în sfârșit, care se apropie de 80 de ani, coboară de la editura Gallimard, cea mai importantă din Franța, într-un fel, una dintre cele mai importante, unde și-a publicat întreaga operă, după un cocktail, după o întâlnire cu un redactor și coboară în stradă, e pe trotuar, în orașul în care a trăit, nu știu, trăiește de 50 de ani, și se uită în dreapta, se uită în stânga și nu știe în ce direcție să o ia, pentru că între timp lucrează în el uitarea care începe să devină, aș spune, violentă și nu știe cum să o ia spre casă. Imaginea asta mi-a plăcut atât de mult, dar n-a fost suficientă. Întâmplarea a fost că tot atunci venise la Paris, deci piesele despre care vorbesc acum țin de perioada mea franceză. Le-am scris în franceză și după aceea le-am transferat și în românește. Venise deci la Paris în acea perioadă Ion Varti, care conducea Teatrul Național din Cluj și care tocmai scrisese și el o carte despre Cioran. Cioran naiv și sentimental. El venise cu actori de la Cluj pentru un spectacol de poezie, ne-am întâlnit la Teatrul Molière de la Paris, cum se întâmplă deseori în mai toate țările, multe lucruri se nasc în cafenele. Fie la masă, fie la cafenea. Am văzut spectacolul celor veniți de la Cluj, ne-am dus după aceea la cafenea, discutam cu Ion Vartic, i-am spus, a, știu că a scris o carte despre Cioran și mi-ar place să o citesc, da, zice, vă trimit, iar eu spun așa într-o doară, iar eu am o idee de o piesă despre Cioran, la care Ion Vartic îmi spune, a, Matei, dacă o scrii, o montăm la Cluj. Motivațiile sunt întotdeauna foarte puternice când ești autor de piese de teatru, când ți se spune că există și o posibilitate de montare. Adică, dintr-o dată, așa ceva îți dă aripi, pentru că, deseori, dramaturgul, în sensul vechi, nu? Autorul de piese de teatru scrie când vrea, ce vrea, cum vrea, și după aceea începe să caute director de teatru și regizor. Da. Dacă ai noroc, se poate întâmpla totul și invers. N-ai scris un rând, întâlnești un director de teatru care spune: îmi place subiectul, te rog să-l scrii, va fi montat la mine. Ceea ce s-a și făcut, în 6 luni am scris piesa, am plonjat din nou în opera lui Cioran, în carnetele lui, în amintirile lui, căutând cât mai multe elemente de teatralitate din viața lui personală, legate însă și de gândirea lui, de opera sa. Și am găsit o mulțime de lucruri. Și așa s-a născut această piesă pe care a montat-o Radu Afrim la Cluj și după aceea încă o dată tot Radu Afrim a montat-o la Luxemburg, o coproducție de altfel cu România, în momentul în care Luxemburg era capitală culturală europeană. Ceea ce e foarte interesant, această a doua montare de la Luxemburg în franceză a fost prezentată la festivalul de la Avignon, într-un teatru frumos, important, teatru de balcon. Și mi-amintesc că spectacolul avea loc la 10 dimineața. Oricum, festivalul de la Avignon este un Babilon, spectacolul începe de la 9 pentru copii, de la 10 pentru adulți, durează până la 1 noaptea. Deci în teatrul acela, teatru de balcon, erau probabil 8 spectacole pe zi.
Spectacolul montat, deci piesa mea montată de Afrim începe la 10 dimineața. După 3 zile s-a știut că e un spectacol cu totul excepțional la Teatrul de Balcon și era plin ochi la 10 dimineața. E o mare bucurie să vezi la un festival că vin 250 de oameni la 10 dimineața să-ți vadă piesa și să vadă montarea unui regizor. Bun, era Radu Afrim, bineînțeles, care meritul extraordinar al lui. Deci, iată povestea acestei mansarde de la Paris. Cioran, sigur că, într-un fel, după ce am scris piesa despre el, l-am văzut altfel, ca personaj, pentru că și viața lui a avut niște momente extraordinare. El era destul de hipocondru, se urca în tren ca să meargă în Normandia, dar nu-i plăcea curentul, ajungea acolo, nu-i plăcea, se întorcea înapoi. De fapt, el era mai vesel decât Ionescu, care scria comedii, dar era un tip trist. Deseori Cioran era invitat la masă de diverse personalități francezi, pentru că, de fapt, prin tristețea lui, el înveselea momentul. Ca să nu mai spun că toată teoria lui despre sinucidere era foarte comică, într-un fel, pentru că el nu îndemna pe nimeni să se sinucidă, dar în piesa mea eu am inventat un personaj, un student care vine și spune: domnule Cioran, v-am citit opera, într-adevăr, aveți dreptate, trebuie să ne sinucidem, nu e nimic de făcut, vă rog să fiți martori, mă voi sinucide aici în fața dumneavoastră, mă arunc de la fereastră. Și atunci Cioran, în fața faptului împlinit, când un candidat la sinucidere inspirat de opera lui, chiar vrea să treacă la acțiune, în acțiune, începe să-i spună: nu, stai puțin, că m-ai înțeles greșit, eu vorbesc în general, în mod abstract. Deci totul se răstoarnă în momentul în care intervine, aș spune, deducția critică concretă dintr-o operă filozofică. Am scris mai multe texte în care aduc un omagiu unor oameni care m-au marcat. Am scris, deci, această piesă despre Beckett și Godot, am scris o piesă în care apare ca personaj și Eugen Ionescu, am scris o piesă în care apare ca personaj Meyerhold și am scris o piesă în care apare ca personaj și Chekhov. Chekhov și el este un om, este un scriitor care m-am hrănit mult din, în special din montările cu Chekhov. Nu atât Chekhov la lectură m-a marcat în tinerețe, când eram elev de liceu sau mai târziu când eram student la București. Montările cu piesele lui Chekhov erau în România absolut fabuloase, în sensul că Chekhov era un pretext pentru crearea unor spectacole în care atmosfera devenea personaj principal, în care oamenii, personajele lui Chekhov erau oricum strivite de istorie. La el nimic, nu există niciun orizont. Aș spune că Chekhov este într-un fel părintele teatrului absurdului prin această situație specială, personaje puse într-un context fără orizont, fără viitor. Uneori ele își vorbesc, dar nu se mai ascultă. Iar în unele dintre piesele lui Chekhov apar niște personaje absolut abulice. De pildă, în Livada de Vișini apare un trecător care întreabă unde e gara și care după aia vrea câteva copeci de la viitorul proprietar al livezii. Pentru mine Chekhov a fost o lecție, mai ales prin regie și prin modul în care era interpretat la București, de raportare a omului față de destin și de înțelegere a absurdității destinului. De altfel, Chekhov a murit tânăr, a murit la 44 de ani, și viața lui este o poveste extraordinară, pentru că a scris cât trebuie, nici foarte mult, dar nici foarte puțin. Și într-un moment anume, când un regizor din Moldova, Petru Butcărău, care a creat acolo un teatru, Teatrul Eugen Ionescu, el era în contact cu un teatru din Franța, din orașul Die, un oraș unde are loc un festival Est-Vest foarte interesant. În contextul acelor festivaluri din orașul Die, unde a fost invitată și România și Moldova, au fost invitate, Petru Butcărău lucra, era foarte apreciat de o trupă de teatru din acest oraș, Les Oiseaux du Passage, păsările migratoare sau păsările care trec. Și la un moment dat, Butcărău era acolo, eram și eu acolo, și Butcărău urma să anime un atelier pe tema Chekhov și personajele sale. Și începuse să lucreze și atunci am spus:
nu vrei să-ți termin acest stagiu, era un stagiu de o lună cu o piesă despre Cehov, am o idee. Și mi-a spus, da, scriu și o montăm sau o citim la sfârșitul stagiului. Stagiul urmea să înceapă în toamnă, eu aveam câteva luni la dispoziție și, într-adevăr, am plonjat din nou în Cehov, piesele sale, proza sa, viața sa, căutând ceea ce mi-ar putea mie folosi pentru o piesă. Și am găsit soluția, mi-am imaginat un Cehov pe patul de moarte și personajele sale care au cunoscut moartea la el vin să-l învețe să moară. E o piesă tristă despre un Cehov care însă nu moare, pentru că el este autorul care renaște cu fiecare montare a pieselor sale. E o poveste frumoasă, nașterea acestei piese și oricum am avut montări frumoase cu acest text, printre altele, chiar la Teatrul Național din București. Cehov însă nu m-a părăsit pentru că am mai avut o aventură de genul acesta în Japonia. Teatrul înseamnă și foarte multe întâlniri. Întâlniri cu mulți actori, cu mulți regizori. Există o internațională a oamenilor de teatru și am avut această șansă, trăind la Paris, frecventând festivalurile din mai multe țări, să întâlnesc oameni minunați. Și la un moment dat am întâlnit o trupă din Tokyo, trupa Kaze, care s-a îndrăgostit de textele mele, eu m-am îndrăgostit de ceea ce înseamnă Japonia și de ceea ce făceau ei. Și la un moment dat, fiind la Tokyo, cu ocazia unui festival organizat de ei, directorul teatrului îmi spune următorul lucru. N-ai vrea, Matei, să-mi scrii o piesă cu trei personaje cehoviene și cu ideea de utopie? Mi-am zis, asta e gândirea încrucișată japoneză, ce-o fi vrândă Yoshinari? Și mi-a spus, uite, vino să-ți arăt. A făcut un workshop cu trei actori, personajele erau Trigorin, Treplev și Nina, din Pescărușul. Și el, regizorul japonez, spunea, vreau ca aceste trei personaje să le legi de ideea de utopie. De ce voia el ideea de utopie legată de aceste trei personaje? Nu am înțeles, dar m-a incitat propunerea. E ca și cum ți se dau datele unei probleme de geometrie. Ai un unghi drept, o diagonală așa, un cerc, nu știu ce, și trebuie să demonstrezi că linia care cade perpendicular pe nu știu ce are... Și am început să reflectez și mi-am zis, stai să vedem. Personajele lui Cehov din Pescărușul. În ce an s-ar putea întâmpla această poveste? Poate chiar în anul morții lui Cehov, prin 1904. Ce-ar fi dacă Treplev, care se sinucide în piesa lui Cehov, își ratează, de fapt, sinuciderea în piesa mea și reapare după 15 ani. Și Nina la fel. După 15 ani când? În plină Revoluție din Octombrie, adică în plină utopie. Ce ar fi ca acele trei personaje pe care le-am văzut în Pescărușul să reapară 15 ani mai târziu, să vedem ce s-a ales din ele, când vor discuta despre Revoluție, despre utopie, despre un teatru nou care trebuie să apară, Treplev oricum, deja în piesa lui Cehov vorbea despre un teatru, despre forme noi. Și așa s-a născut piesa mea din această propunere, care era un fel de rezolvare a unei enigme. Îți dau trei date și trebuie să rezolvi ecuația. Sigur, a fost montată în Japonia, în Franța, în România, la Teatrul de Comedie am avut o superbă montare cu Mihaela Teleoacă, cu Gheorghe Visu, cu Lucian Pavel și mi-a adus multe satisfacții și această piesă prin faptul că a fost și o ocazie din nou să-i aduc omagiul lui Cehov. Am scris de aceea o piesă în care Cehov e personaj și o piesă în care trei personaje de Cehov își continuă viața. Accelerez puțin cu o altă piesă care e născută dintr-un fenomen absolut incredibil, geopolitic, și anume marea migrație din 2015, când peste 1 milion de oameni au trecut Mediterana, deci în plin război din Siria și au traversat Europa, au traversat Balcanii, prin Grecia, prin Macedonia, prin Serbia, prin Austria, ca să ajungă general în Germania. Deci acest fenomen migratoriu din 2015 a fost un șoc și pentru Europa, un șoc vizual pentru toată lumea, cu morți, cu oameni care se
înecau cu imagini puternice, să ne amintim imaginea acelui copil care se necase în momentul în care trebuia să ajungă împreună cu părinții lui în spațiul libertății. Barca pneumatică s-a scufundat și tatăl și-a pierdut copilul. Atunci Angela Merkel a fost atât de impresionată de acea imagine încât a spus să intre toți, să vină toți, vom reuși. Deci, în acei ani, tot așa, fiind jurnalist, eram într-un dialog cu un regizor din Italia, Beppe Rosso, de la Torino, care voia o piesă despre imigrația românească din Italia, pentru că e un alt fenomen extraordinar, marele număr de români care trăiesc în Italia. Este prima comunitate străină din Italia, cu românii. Deci, acel regizor voia să scriu o piesă și începusem să mă gândesc ce să scriu despre fenomenul migratoriu românesc în Italia. Când a început acest fenomen migratoriu din Mediterana? Și atunci am spus lui Beppe Rosso, uite-te, ceva mult mai important se întâmplă în acest moment pe planetă. Am știri, am reportaje, am mărturii extraordinare, am călătorit eu însumi prin Tunisia, în Iran, în Maroc, știu ce se întâmplă în Grecia, ce se întâmplă în Italia, ce se întâmplă în Maghreb. Am citit cărți despre acești refugiați care vin uneori din Sudan, care vin din Eritrea, care traversează Africa, care sunt exploatați. Am citit lucruri fabuloase despre acești traficanți de carne vie. Dau acum un exemplu, de pildă, traficanții care făceau traversări scădeau prețul când marea era tulburată, când era furtună pe mare, pentru că ei voiau oricum să-și facă plinul de bani. Și atunci scădeau prețul la traversări când era furtună, pentru că creștea riscul. Și ei oricum traficanții îi trimiteau pe sărmanii refugiați, candidați la exil, practic singuri. Le dădeau un motor, barca și spuneau, asta e direcția. Când vă apropiați, sunați să vină să vă ia paza de coastă. Și atunci, pe baza acelor depeșe, în contextul acelei situații, am scris o piesă care se numește Migranți cu 4 de A, ca și cum cineva ar striga după ajutor, Migranți! A! Sau prea suntem mulți pe această nenorocită de barcă. Tema a fost de o mare actualitate, ea rămâne de o mare actualitate, a fost jucată în multe țări această piesă, de mai multe ori în România. În acest moment aștept o nouă premieră la Paris, la Teatrul Studio Eberto. Am văzut-o în multe țări și mi-am spus, de fapt, în această piesă eu lansez un semnal de alarmă, pentru că pe planetă, într-un fel sau altul, toți suntem migranți. În același timp, dacă toți urcăm pe aceeași barcă, în același timp, ea se scufundă. Cum să dozezi partea de umanitate cu partea de supraviețuire, de acceptare, de păstrarea unui stil de civilizație? Sunt atâtea dileme în acest fenomen al imigrației că merită evocate. Pentru că, din punctul meu de vedere, teatrul nu se ocupă de probleme, pentru că problemele au soluție. El se ocupă de dileme. Ori, în problema sau în tema migratorii, eu văd mai multe dileme decât probleme. Sunt lucruri imposibil de rezolvat, dar e interesant să le discutăm. Și știm de la Grecia antică ce înseamnă dilemele. E atunci când, la sfârșit, toți eroii mor, și nu e nimeni vinovat, așa au vrut zeii. Această piesă, Migranții, deci, e născută tot din întâlnirea dintre jurnalistul Matei Vișne cu scriitorul Matei Vișne, pentru că eu port în mine aceste două personaje și din când în când jurnalistul este furios, este pesimist, este debordat, este trist, aș spune, îi vine să urle de neputință și atunci îi spune scriitorului, încearcă tu să mai salvezi ce poți. Și atunci scriitorul din mine ia de la jurnalist câte o temă, câte un subiect, materia respectivă și transformă totul într-o piesă care este însă și o ocazie de reflexie. Și este și o ocazie de a spune că omul rămâne un mecanism extraordinar în univers și că
e capabil să găsească soluții. Omul rămâne un miracol, în ciuda contradicțiilor sale. Uneori, în ultimele secunde, reușește să găsească soluții și are obligația să găsească și astăzi soluții la marile dileme și drame ale umanității și mari tragedii în același timp. Termin acum cu o altă piesă care vine din zona religioasă. Cuvintele lui Iov se numește. Am fost incitat să scriu o piesă despre personajul Iov din Biblie. Am fost incitat să scriu de un marionetist, artist, regizor francez cu care m-am întâlnit acum mulți ani, care mi-a montat și alte piese și care iese dintr-o școală absolut extraordinară, Institutul Internațional al Marionetei de la Charleville-Mézières. Acest institut, în paranteză fie spus, a fost creat de o echipă din care a făcut parte și o personalitate din România, Margareta Niculescu. Ea a condus mulți ani Teatrul Țăndărică la București, după aceea a mers în Franța și împreună cu câțiva colaboratori a creat acest institut unic în lume, de fapt, la ora aceea, unde erau pregătiți artiști care să facă spectacole de marionete pentru adulți, nu pentru copii. Sigur că ei învață acolo manipularea tuturor formelor de marionete, care sunt multe, la vedere, ascunse, cu fir, dar orice obiect care pe care căruia îi dai viață devine marionetă, nu? Dacă eu iau acest obiect și încep să mă joc cu el și pun două coarne și încep să fac ceva, el devine marionetă, comunic cu el, îi dau viață. Este un institut în care sunt învățați tinerii și să creeze marionete, deci să transforme obiecte în marionete care sunt, nu, deci parteneri care au viață într-un spectacol. Deci acest artist, Eric Dăniu, care e și sculptor și artist vizual, nu știu de ce, într-o zi mi-a spus, Matei, aș vrea să fac un spectacol în care personajul să fie Iov. Iov din Biblie, știm cine este, e personajul care este ucis, torturat, de fapt distrus, toată familia lui este ucisă în fața lui, de cei care spun să te dezici de Dumnezeu. Spune că nu mai crezi. Și pe măsură ce torturile cresc și îi sunt ucise animalele, familia, cei trei, patru răi care au venit să-l tortureze, tot îl întreabă, da, mai crezi în Dumnezeu? Și el spune, mai cred. Și iarăși este omorât cineva din familia lui și iarăși e întrebat eu, mai crezi în Dumnezeu? Mai cred, da, cred. Și iarăși este torturat și ucis, e ucisă, violată soția, fiica. Și Iov crede până la sfârșit. Ce poți să spui în fața unei astfel de parabole biblice în plus ca autor? Ce poți să spui? Totul e spus deja. Iov crede în Dumnezeu. Am citit, am recitit. Ce puteam să-i spun eu lui Eric Dăniu? Cum să scriu o piesă în care Iov să fie la fel de puternic crezând în ce? Și atunci am avut o idee. Eu am în mine convingeri care, aș spune, țin de umanism, de universalism, de renaștere, de pozitivism. Eu cred în valoarea omului, în universalism ca teorie legată de faptul că toți suntem la fel și că mai devreme sau mai târziu toți oamenii își vor găsi valorile comune. Și atunci mi-am spus, ce ar fi dacă Iov spune, în loc de cred în Dumnezeu, cred în om. Și în toată parabola mea, cei patru tâlhari, cei patru torționari care vin sau îl arestează, îl torturează, îl chinuie pe Iov pentru că ei au auzit că el crede în om. Și încep să-i spună, crezi în om? În această bestie, în acest eșec al lui Dumnezeu, crezi în om? Da, spune el, crezi în om. A, bon? Hai să-ți ucidem copilul, hai să-ți ucidem soția. Mai crezi în om? Mai crede în om, spune el. Încep să-l ucidă, să-l tortureze, să-l taie, să-l chinuie pe Iov. Mai crezi în om? Mai crede în om. Și din moartea lui Iov, pentru că el moare până la urmă în mâinile acestora, rămân totuși în viață cuvintele lui, care primesc viață prin sacrificiul său și care încep să-i spună Iov, ești mort, dar noi, cuvintele tale, credința ta în om, rămâne. Noi vom continua să spunem că merită să credem și în om. Că omul are toate
datele ca să poată fi celebrat, ca să poată fi crezut, ca să poată fi omagiat. Este un mister al Universului, omul. El poate să se salveze și să-și salveze semenii. Este o minune. Credința în om este ceva profund care trebuie salvat, prezervat. Merită să ne gândim și la acest tip de credință care este a noastră și prin ea ne vom poate salva mai repede decât așteptând ajutoare divine care nu vin întotdeauna. Iată piesa mea care a fost jucată tot așa în mai multe țări, de altfel și în Franța, a fost jucată în Brazilia, a fost jucată într-o țară unde nu credeam că am să ajung vreodată, în Republica Capului Verde. Sunt, aș spune, 10 situații de piese născute din întâlniri, din reflexii, din... Am scris și alte piese din întâlnire, am scris și alte piese care au avut alte rădăcini care m-au făcut să le duc la bun sfârșit, adică alte surse de unde mi-am tras energiile. Teatrul rămâne o aventură fabuloasă atunci când ești doar, în general e o aventură fabuloasă, dar e o aventură umană. Tot timpul ca scriitor, ca autor, am avut nevoie să mă gândesc la ceilalți, să-i întâlnesc pe ceilalți, să scriu pentru ceilalți, să le dau libertate totală pe cât se poate regizorilor și actorilor, un spațiu de libertate prin excelență. Așa aș defini teatrul, în care eu, ca dramaturg în sensul vechi, ca autor al textelor, nu consider altceva decât că am creat un fel de prim etaj orizontal pentru ceva ce trebuie construit după aceea pe verticală. Deci sunt primul care aduce un fel de primă piatră, o temelie și după aceea ceilalți artiști trebuie să vină să preia această materie și să o pună pe verticală, regizorul, actorul, scenograful, cel care face muzica, cel care face luminile, cel care face, știu eu, sunt atâtea alte lucruri pe care le face o echipă și la un moment dat spectatorul și el intră în acest joc pentru că și el face parte din spectacol. De câte ori nu spun unii actori, măi, ce spectatori am avut astăzi, parcă erau morți, nu ne-au susținut, nu au fost atenți, nu ne-au... Și în altă zi, cu aceeași piesă, cu aceiași actori, ăștia spun, măi, am avut azi o sală extraordinară. A fi spectator e și asta o artă. A fi spectator trebuie ca o comunitate culturală să-și formeze spectatorii. Galaxia teatrului își formează spectatorii, ceea ce am văzut în Franța când am ajuns în 1987. Rare erau actori care trăiau numai din spectacole, în sensul că jucau pe scenă. 80% din actori sau chiar mai mult animau ateliere de teatru în școli, în universități, în spitale, în cămine de bătrâni, în centre specializate pentru copii, în stațiuni de sport. Adică aceste ateliere de teatre care existau peste tot, finanțate la diverse nivele, de fapt formau spectatorii de a doua zi, spectatorii de mâine. Ca să mai spun că de la grădiniță atelierele de teatru, când sunt bine făcute, îi formează pe copii să fie veșnic spectatori. Îl formez la 5 ani, 6 ani, 7 ani să fie spectator și l-ai după aceea fidel timp de 60-70 de ani. A forma spectatori este o datorie pe care tot oamenii de teatru au, tot actorii, tot regizorii. Și eu am animat ateliere de scritură dramatică în diverse locuri, în diverse licee sau în diverse facultăți, pentru că și ele pregătesc spectatorii de mâine. Fără spectatori, murim, ne stingem. Deci, meseria asta de om de teatru implică și această gândire prospectivă, cum să-ți pregătești spectatorii de peste un an, de peste 2 ani, de peste 10 ani, de peste 20 de ani, de peste 30 de ani. Aș încheia arătându-vă câteva cărți. Teatrul meu, aș spune, o ediție completă a teatrului meu în 8 volume, este pe cale de a fi publicată de Tracus Arte. Au apărut primele 4 volume, 1, 2, 3 și la toamnă vor apare încă 4. Sunt practic cele, nu știu, nu le-am numărat,
piesele pe care le-am scris eu timp de 50 și ceva de ani, în 8 volume. Dar mai există o secțiune de teatru pentru copii pe care eu aș spune o recomand de multă vreme. De vreo 10 ani am început să scriu pentru copii și adolescenți. Această piesă, Capra Edu cel Mic și cu mătra lui Paică, s-a născut tot așa dintr-o comandă. Festivalul Internațional de Literatură și Traduceri de la Iași mi-a cerut la un moment dat să scriu o continuare a unei povești de creangă. Și mi-am zis, ia să văd ce poveste de creangă aș putea eu prelua. Și mi-am zis, toată lumea știe capra cu trei ouă, oare ce s-o fi întâmplat după ce a fost omorât lupul? Și mi-a venit o idee, nici nu puteți ști ce s-a întâmplat după ce a murit lupul. Capra a început să se întrebe dacă e bine să-ți faci dreptate singur. Și intrăm într-o discuție care este foarte interesantă și vă sugerez să... Cu vaporul spre stele este o piesă cu subiect ecologic. Această piesă, Omul de zăpadă care voia să întâlnească soarele, se joacă la Teatrul Țăndărică și o recomand tuturor. Această piesă, Povestea regiului supărat pe clovn, este iarăși împrăungirea pasiunii mele pentru clovn și pentru artiști și a raportului dintre putere și artist, pentru că clovnul uneori îl deranjează pe rege. În Evul Mediu, bufonul era singurul personaj capabil sau care avea dreptul să fie irreverențios lângă rege, să-l ironizeze, chiar să râde de rege, să spună glume despre rege. Ori, acest raport între clov și putere mi se pare foarte interesant și merită, aș spune, dezvoltat. Iar această piesă este despre numeroși români, mii și mii de părinți care și-au lăsat copiii cu cine s-a nimerit, cu vecinii, cu prietenii, cu unicii, acești părinți care au plecat în străinătate să lucreze și care și-au lăsat copiii în România și pe care au privat, de fapt, de esențialul vital, dragostea părintească, timpul pe care îl dă părintele pentru formarea copilului. Și au trimis copiilor bani, pachete, au venit de două ori pe an, dar copiii aceștia care au rămas în România fără dragoste părintească vor avea sechele, de fapt, toată viața. Această dramă, aș spune, a României, am captat-o într-o piesă care are mai multe etaje și pentru copii și pentru părinți. Se joacă, de pildă, și la teatrul din Suceava, teatrul municipal, care împoartă numele și care există de 7 ani și care e o construcție cu totul și cu totul extraordinară. E cel mai nou teatru creat în România din buget local. Această piesă pe care am văzut-o la... bineînțeles și în alte locuri și la Suceava, m-a perturbat și pe mine pentru că în sală, în același timp, vedeam cum copiii râdeau și unii părinți plângeau. În fața acelorași imagini, tema este unică, copiii rămași fără părinți, dar spectacolul tulbură, cred, atunci când e bine făcut, acolo unde trebuie. Pentru că se adresează, de fapt, părinților. Din motivațiile mele legate de scrierea dramatică, aș mai adăuga una. Încrederea mea totală în literatură, ca instrument de cunoaștere a omului. Am încercat și eu să-mi răspund unor întrebări esențiale în cursul vieții mele. Am încercat să iau răspunsuri din toate domeniile, din filozofie, din religie, din psihologie, din sociologie, din pedagogie, din întâlniri, din toate disciplinele posibile, din cărți, de toate felurile. Iar la vârsta de 67 de ani am ajuns totuși la această concluzie. Cine nu citește literatură, cine nu se îndrăgostește de literatură, ratează întâlnirea cu un instrument extraordinar de cunoaștere a omului și a contradicțiilor sale. Niciun alt domeniu nu poate fora mai adânc în contradicțiile ființei umane decât literatura, romanul, poezia, teatrul. Trebuie văzut într-un fel, nu, cuvântul ca un instrument de înțelegere a ceea ce suntem noi, ființe profund contradictorii, supuse multor perturbări, deja formarea unui om ca om este
o aventură, o incertitudine și cel mai greu lucru pentru un om este să devină el însuși. Eu cred că am reușit prin literatură și prin multe întâlniri să devin eu însumi. Sunt bucuros că la 67 de ani m-am întâlnit cu mine însumi și vreau să vă comunic, deci, în final, această concluzie. Și vă mulțumesc!